dimineața aceasta, primarul de la Virejeni mi-a trimis fotografii de la bustul regelui Ferdinand, unde s-au adunat elevii din acea localitate pentru a onora Ziua României și personalitatea regelui Ferdinand. Și pentru mine astăzi este Ziua Națională României și a tuturor românilor, dar cu regret Republica Moldova nu este zi liberă și astăzi am 3 ședințe de judecat. Încercăm cumva întotdeauna să împletim frumosul cu utilul și să ne strecurăm printre obligațiile de serviciu ca să mai lăsăm urme după noi pentru eternitate și pentru urmașii României. Păi pe urmele tale am venit aici. Da, Ialoveniu a fost una din primele inițiative. Am aflat într-un dosar de arhivă de la Chișinău când acest orășel, pe atunci era de fapt centru de comună, renumitul sculptor Alexandru Plămădeală a ridicat un bust închinat regelui Ferdinand în 1938. L-am găsit această schiță și atunci mi-am propus să restabilesc acest bust prin 2016-2017, dacă nu greșesc. Cât de greu este să-i convingi pe oamenii locului sau cât de deschiși sunt ei pentru a realiza ceea ce îți propui tu? Practic, niciodată n-am organizat campanii de colectare de fonduri. Întotdeauna a rânduit bunul Dumnezeu ca să se găsească acei sponsori, deoarece eu n-am avut timpul suficient la îndemână ca să organizez o campanie de colectare de fonduri. Și atunci, în cazul Ialoveniului, spre exemplu, am avut un student, un fost coleg de la SCOR Chișinău, care era în America cu un program de studii și lucru concomitent și s-a oferit să sponsorizeze postamentul acestui monument, iar costurile suplimentare, care n-au fost acoperite de către domnul Constantin Pitușcan, au fost acoperite de alți colegi de mii de lucru, de breaslă și în felul ăsta am reușit să inaugurăm bustul. Acum tu când mergi pe aici este doar un fapt divers sau te oprești și te gândești că ai făcut totuși un lucru mare pentru spate? Eu trebuie să vă recunosc sincer că nu pot trece niciodată pe lângă acest bust sau pe lângă alte monumente din Republica Moldova pe care le-am restabilit împreună cu Asociația Monumentum fără a întoarce cel puțin privirea spre ele, fără a vedea starea în care se află și de foarte multe ori rămân emoționat atunci când văd la aceste monumente flori, coroane, tricolor, oameni care se apropie, se documentează, citesc ce s-a întâmplat aici, cine a fost acea personalitate. În 2009 am primit un apel telefonic de la preotul Mircea Bejenară de la Suceava și el s-a oferit să instaleze, să instaureze un crucifix pe locul unde a trăit altădată familia Gafencu. Vasile Gafencu a fost deputat în Sfatul Țării, Valeriu Gafencu supranumit Sfântul Închisorilor. La scurt timp a și adus troița la Chișinău, eu am obținut aprobarea primăriei, am identificat locul și casa unde au locuit ei, acum este școala cu predare în limba rusă, liceul numărul 1 din Sângerei. L-am instalat, l-am și inaugurat pe 6 mai 2009 și stând la masă cu invitații, mi-a venit o idee că sfinții basarabieni, și nu sunt puțini sfinții basarabieni, care au dispărut din conștiința publică românească din Republica Moldova, ar putea fi readuși oarecumva în sufletele noastre prin ridicarea unor asemenea crucifixe. După ce am ridicat mai multe troițe, în memoria lui Sofian Boghiu, supranumit Apostolul Bucureștilor, a deținutului politic Andrei Cirunga, pe numele lui adevărat Robert Eisenbraun, a lui Iosif Naniescu, mitropolitul cel blând și sfânt, care a fost canonizat ulterior, și alții, Gurii Grosu, familia Teodorovici, doi naționali de Teodorovici. Eram la București, făceam studiile la Institutul Diplomatic Român și m-am întâlnit cu Silvia Radu, soția fostului regretatului sculptor basarabian Vasile Gorduz. Ea fiind foarte entuziasmată de ceea ce am reușit noi alături de ceilalți studenți să realizăm, ne-a oferit gratuit cofrajele bustului lui Vesarion Puiu, pe care ea îl sculptase pentru Mănăstirea Putna, și a insistent ne-a îndemnat să reproducem acel bust pentru a-l instala la Bălți, acolo unde și-a avut reședința. Nu știam nimic atunci despre Vesarion Puiu, vă dați seama. Am început, am a documenta și am înțeles că acest lucru este de la Dumnezeu când am ajuns cu cofrajele în vamă. Neștiind ce să fac cu ele,
Pur și simplu, când m-au văzut cei din vamă, m-au întrebat pentru ce, le-am spus că vreau să torn un bus lui Visarion Pui și a spus bine, pleacă mai departe. Surprinzător am reușit acest lucru pentru că Episcopia de Bălți, vorbesc de cea care face parte din cadrul Patriarhiei Rusie, are o viziune mult mai îngustă față de tot ceea ce înseamnă personalități românești. Totuși, episcopul de acolo a fost de acord să instalăm acest bust închinat unei mari personalități a neamului românesc, Visarion Puiu. Am instalat bustul și un pic mai târziu, la o distanță de câteva săptămâni, de câteva luni, n-aș putea acum să vă spun exact, răsfăiam cartea lui Iurie Colesnic, Basarabia Binecunoscută, volumul 2. Am găsit o fotografie care reprezenta monumentul celor trei martiri. Nu știam nimic nici despre monument, nici despre cei trei martiri, de ce sunt ei martiri, de ce nu sunt numiți altfel. Fiind o oră foarte târzie, i-am scris părintele Stare de la Putna dacă mă binecuvintează să restabilesc acest monument. Mi-a răspuns imediat înapoi, te binecuvintez, vei reuși. Și așa un entuziasm și o încredere am prins, inexplicabil. Vă dați seama, eram student anul 3. Abia îmi ajungeau bani ca să-mi achit gazda și celelalte cheltuieli. Însă eu m-am apucat să restabilesc un monument care până la urmă ne-a costat vreo 12.000 de euro. A doua zi, singurul lucru pe care puteam să-l fac, m-am dus la Iurie Colesnic, i-am spus ce vreau să fac. El a spus bine. I-am propus să fac parte din comitetul de inițiativă unde eram doar eu, însă la o săptămână distanță mă sună un deputat. Mâine vă aștept la mine. Am plecat la el imediat, era vorba de Dumitru Godoroja, ca să înțeleg mai târziu că unul din cei trei martiri era strămoșul lui, Andrei Hodorogea, Godoroja fiind familie rusificată. Și m-a propus ca eu să mă preocup doar de obținerea actelor permisive, identificarea meșterilor, contracte, autorizații, tot ce înseamnă documentație și el va asigura financiar proiectul. Monumentul celor trei martiri este simbolul recăpătării independenței Basarabiei la 1917. În primul rând, Andrei Hodorogea a fost un mecenat la care se găzduia Octavian Goga când venea la Chișinău. Un om bogat care a susținut mișcarea de eliberare națională la 1917. Simeon Murafa a fost avocatul care a adus prima tiparniță în grafie latină de la Iași, tiparnița la care cu regret a fost bătut și necrologul, fiindcă a fost omorât. Iar Alexei Matievici, cel care a scris imnul de Statea Republicii Moldova, limba noastră, cea română, a fost exponentul preoților, care a fost și militar, și preot militar, și care a murit în condiții suspecte, fiindcă a fost înhumat, a fost îngropat în aceeași zi în care a murit, fără autopsie, cu o grabă inexplicabilă și nu în zadar au fost numiți toți trei martiri. Acești trei tineri reprezentau locomotiva mișcării de eliberare națională. Pe lângă alți mari basarabieni, cum era Vasile Stroiescu, ei au reprezentat inima, motorul. Și atunci a fost nevoie ca să-i lichideze. Dar cum se face că noi, în perioada sovietică, despre Matievici am știut, știam că este poetul nostru național și despre ceilalți doi n-am aflat niciodată nimic? E o întrebare foarte bună. Cred că răspunsul poate da cel mai bine propaganda bolșevică care a încercat să ne taie rădăcinile. Nu, dar de ce l-au păstrat pe Matievici a fost prezentat doar ca preot, nu ca luptător național, deși el a fost și luptător național, așa cum și Eminescu astăzi nu este prezentat doar ca poet, nu și ca luptător al reîntregirii și jurnalist de excepție, gazetar de excepție. Murafa și Hodorogea a fost singurul militar care lupta pe front în haine naționale. Monumentul în sine mai are două componente foarte importante. Deci pe lângă steama României întregite pe care o vedeți sculptată în piatră, avem corona regală. Da, este primul monument din Republica Moldova care redă simbolistica regalității în inima Chișinăului. Element care l-am descoperit după un an și jumătate de cercetări. Nu știam că acolo se află ceva. Dar în afară de asta mai avem două elemente importante la care mulți nu atrag atenția. Această stemă. Și de partea dreaptă și de partea stângă. Și dacă o să vă uitați atent, semilună și floarea sunt redate în oglindă. Nu întâmplător. Eu am înțeles foarte târziu acest lucru, pentru că semiluna, în direcția vestică, reprezintă țara închinată. Țara închinată la turci, țara închinată la polonești, țara închinată la tătari, țara închinată la diferite porți străine. Semiluna îndreptată spre est reprezintă țara
scoasă din robie. Adică îndreptarea poziției respective, țara scoasă din robie, țara reîntregită, Basarabia reîntregită. Și noi acum acest... ce poziție suntem avându-le pe amândouă? Iată, acest monument redă istoria țării în două elemente de piatră, practic. Pentru că am reușit, după o robire de aproape 200 de ani de sub Imperiul Țarist și cel sovietic, să ne recăpătăm independența. Cu un an și jumătate am documentat monumentul, nu știam exact unde a fost, aspectul estetic, multe detalii care pur și simplu nu le cunoșteam. Și am fost nevoit un an și jumătate să mă documentez în diferite arhive, la Chișinău, la Vaslui, la București am fost, în fondul Panhalip am căutat documente, la diferiți istorici care undeva ceva amintiseră despre acest monument. Și într-un final, după atâtea cercetări, un an și jumătate, am studiat foarte insistent munți de dosare de arhivă. Spre surprinderea mea, am găsit și informații, dar și multe fotografii despre sau cu privire la alte monumente care au existat în Basarabia interbelică. N-aș fi crezut în viața mea că în Chișinău a existat statuia regelui Ferdinand, la Ismail a existat statuia regelui Ferdinand, la Soroca am avut o statuie extraordinar de frumoasă lucrată de Oscar Han a lui Istan Poietaș, un mare general care a fost înmormântat pe teritoriul Basarabiei, la Soroca, și multe alte busturi, vreo 10 sau 11 busturi, de la Cetatea Albă până la Hotin. Și mi-a venit ideea ca să întâlnim anul centenarului, fiindcă vorbesc de anul 2014, da? Când documentam aceste monumente, ca până în anul centenarului să restabilim aceste busturi a regelui Ferdinand, ca și noi rămâne din Basarabia cumva să întâmpinăm centenarul, nu doar declarativ, dar cu acțiuni concrete. În dreapta noastră se află vestigiile arheologice pe care le-am săpat din casa lui Bodoni. Iată acele săpături și acel acoperiș din tablă. Sub acest teatru a fost Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriel. Vechiul Chișinău este, de fapt, locul de naștere spirituală a Chișinăului. Aici își are oficiu și arhitectul Mihail Andrieș, la care venim de fiecare dată pentru a pregăti proiectele în vederea restaurării sau edificării următoarelor monumente sau altor inițiative noi. Bine. Mihai, salut! Salut! Ce faci? Bine, bine, bine ați venit! Lucrăm, ca de obicei. Într-un final, din săpăturile arheologice care s-au descoperit acum recent și din pozele istorice, am reușit să încadrez aproximativ, cu o aproximație de câțiva centimetri, locul construcțiilor care au existat. Deci vorbim despre biserică și despre muzeul bisericesc. Deci noi astăzi avem săpat aproximativ așa o suprafață din muzeu, ceea ce mi-a reușit să iau proporțiile și după poză să restabilesc aproximativ planimetria muzeului și a le putea valorifica ulterior. Da, eu am o întrebare. Aici, în spatele însemnului arhitectural, trebuie să fie niște cruci care să aducă aminte despre chititorii bisericii și cei care au fost îngropați în cimitirul eparhial. Eu cred că o să avem două compartimente de soluții arhitecturale, unul pentru edificarea monumentului, care o să lucrăm separat cu meșterul, inclusiv crucile, și alt compartiment pentru valorificarea și consolidarea vestigiilor. Probabil că, posibil că poate să lucreze și două echipe simultan. Acum noi propunem consolidarea zidurilor în felul următor. Deci, peste zidurile existente, noi vrem să amplasăm o placă din sticlă ca să poți călca și să vezi zidurile, să fie iluminate pe desubt. Dar ca lumea să-și poată închipui cum a fost clădirea dată, construcția dată, propunem așa un fel de reproducere care este forma 1 la 1 a clădirii din plasă. Ea este foarte transparentă, care totodată noi putem să vedem forma construcției, dar totodată ne dăm seama că asta este ca un fel de machetă. Până la proiectul însuși propus de execuție, urmează o etapă de consultări și dezbateri pe propunerea noastră. Dar asta e propunerea ta sau la sugestia lui Iulian? Ideile, în general, sunt coordonate cu grupul de inițiativă, din care faci parte și domnul Alexandru Corduneanu, ca reprezentant al asociației sau grupul de conservare a patrimoniului civic a municipiului Chișinău,
și inclusiv Sergiu Musteață, reprezentantul sau liderul acelei grupe de arheologi care au lucrat la descoperirea vestigiilor din imediată apropiere a Teatrului Național Eugen Ionescu. Sunt primele săpături arheologice de acest gen în Chișinău și fundația care a fost identificată și beciul care s-a păstrat cu o lungime de 18 metri, edificat la 1792 de către Toader Sabău, reprezintă o legătură istorică între Moldova medievală a domnitorilor, a marilor noștri domnitori și Moldova interbelică, cea care a făcut parte din componența României, fiindcă la 1792 a fost edificată această casă a lui Toader Sabău, iar la 1942 a fost transformată în muzeu bisericesc de către preotul Paul Mihail. După ce am adunat atâtea și atâtea documente, vă spun sincer că mi-am schimbat hardul de la calculator, e plin doar cu documente de arhivă. În una din discuțiile pe care le purtam adesea cu arhitectul Eugen Bâzgu, regretatul arhitect, cel care m-a îmbolnăvit după părintele Mircea ca să merg și spre restabilirea busturilor, nu doar a crucifixilor, el spunea că și-ar dori foarte mult să apară o carte care să se numească Războiul Monumentelor. Și în această carte să fie redate monumentele din perioada interbelică, din perioada Basarabiei românești. Titlul aparține lui, ideea aparține lui, însă din cauza faptului că a decedat la scurt timp, munca am dus-o eu până la sfârșit și în 2018, la finele anului, am reușit de scoate de sub tipar această carte, care de fapt este mai mult un dicționar sau ar fi prea îndrăznesc să-i spun o enciclopedie, un fel de dicționar unde după fiecare localitate sunt indicate, arătate acele monumente care am reușit să le identific până în 2018. Iată, aici avem semnul comemorativ pe locul unde a fost Biserica Sfântului Ilie. Intrarea în biserică dădea practic în drumul de astăzi, iar altarul în acest gard din stânga noastră. Undeva mai în spatele curții a fost casa eparhială, demolată prin anii 90-92. Tu ai apucat casa, nu, o ții minte, nu? Nu. Deci au povestit cei care lucrează aici. Erau niște paznici care lucrau de vreo 20 de ani, 30 de ani la acest post și ei ne-au relatat cu lux de amănunte. Iar în spatele gardului, până prin 2009-2010, s-au aflat crucile vechi, pietrele de mormânt, care au fost pusă la capătâiul hctitorilor acestei biserici. Monumentul în sine, de la jumătate în sus, reprezintă redă cu lux de amănunte biserica în sine, doar că naosul și pronaosul sunt cumva apropiate pentru a putea respecta și dimensiunile aici, acestui postament. Postamentul reprezintă altarul, foarte ușor de îndepărtat. În condițiile în care primul hiraldist al Basarabiei a fost înmormântat lângă biserica Sfântului Ilie, conform propriului testament, am decis împreună cu grupul de inițiativă, format din foarte mulți intelectuali, fiind vorba de Sergiu Musteață, de Silviu Tabac, am decis împreună că pe acest monument ar fi frumos de reprodus basoreliefful lui Paul Gore. Un mare reprezentant a intelectualității basarabiene și în perioada țaristă, dar și în cea interbelică, fiindcă el a decedat în 1925, dacă nu mă înșală memoria, și a fost înhumat lângă această biserică, mormântul lui fiind vandalizat odată cu distrugerea bisericii. Dar familia ta rezonează la pasiunea asta ta? Așa. Deși știți, așa o bucurie mare am avut când fata mea cea mai mare a venit de la școală încântată, că una din colegiile ei a spus că este foarte fericită și i-a spune de ce, pentru că tăticul tău restabilește monumente și face locurile urâte, le transformă în locuri frumoase. Au, ce frumos! Da, și copilul meu era foarte entuziasmat și vă dați seama că și pe mine asta mă animează. Asta e strada viilor pe care noi am venit acum, a Matievici era strada viilor. Și unde a fost sfatul țării? Sfatul țării în clădirea de aici. Da. Deschidere foarte frumoasă spre lac, niște trepte acum, așa numită cascade, de fapt erau treptele care duceau spre casa sfatului țării. Clădirea unde a fost găzduită expoziția Basarabiei de la 1925, când a vizitat familia regală Chișinău. Da. De fapt, familia regală a vizitat Chișinău de 4 ori. În istoriografie se vorbește foarte des despre două vizite. Prima dată la 1896, când au plecat spre Moscova, prin Chișinău, pentru a participa la încoronarea țarului Nicolae al II-lea. Era gubernie rusească. Era gubernie rusească, exact. Dar știți că Regina Maria era nepoata țarului Alexandru al II-lea. După care, la 1922, au trecut prin Chișinău, când au venit de la Cernăuți, după încoronarea familiei regale. La 1925 și regele și regina participă la expoziția Basarabiei și mai vine regina odată într-o escapadă foarte scurtă de la Iași, în urma unei adunări a Asociației Femeilor
creștine, regina vine la Chișinău preț de câteva ore în 1927. Și iată, practic, pe acest loc s-au desfășurat evenimente foarte importante în istoria Basarabiei și în fața, în dreapta noastră acolo, s-a aflat monumentul sau cișmeaua generalului Pavel Georgescu Ion, erou de la Mărășești, care a reușit cu mitraliera cu exactitate uluitoare să doborească de pe un turn a unei fabrici de zahăr un mitralior german, în cinstea acestei reușite tranșeile fiind numite tranșeile general Pion. Uh-huh. Acel general a fost dezlocat în perioada 35-37 la Chișinău, timp în care, pentru a să nu se plictise, cum spun eu, s-a preocupat de edificarea unei cișmele care să amintească despre eroismul românilor de la Mărești și Mărășești, unde au căzut și câțiva basarabieni. Uh-huh. Apropo, cișmeaua a fost parțial vandalizată în 1940, când a fost Basarabia ocupată, fiind văduvită de acele plăci de marmură și bronz, însă distrusă definitiv abia prin anii 50. Datorită unor fotografii de epocă publicate de către Iurie Șveț, un alt cercetător, am reușit restabilirea monumentului prin reconstituire fotografică, datorită încrederii cu care am fost mandatați din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a Societății pe Acțiune Apă Canal, care va oferi apă gratuit la această cișmea prin luarea la balanță a monumentului. Aha. Iată, monumentul Armatei Române, închinat inițial eroilor din Primul Război Mondial, placa este, textul este original, conform fotografiei interbelice. Trecem așa pentru o axă piramidală, stema României întregite, așa cum a fost, cu dedicația, recunoștința eternă adusă erorilor căzuți pentru reîntregirea României în Primul Război Mondial, 1916-1919, anul când s-a retras armata română din Budapesta, și încununată cu placa sculptată sau lucrată la 80 de ani de la eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei de sub ocupația bolșevică, alături de lista acelor sponsori care au susținut restabilirea monumentului. Și este primul monument din cele 38 care le-am restabilit până la această etapă, până la octombrie 2021, când statul român s-a implicat financiar la inițiativele noastre, și anume Secretariatul General al României a susținut parțial manopera prin care s-a refăcut, s-au refăcut plăcile de bronz, marmură și parțial piatră. Pot să fac trimitere și la cuvintele lui Mihai Eminescu, marele patriot, care a spus că mama poporului român este Biserica Ortodoxă, și nu în zadar, fiindcă Biserica Ortodoxă a fost singura formă de organizare stabilă a neamului românesc pe parcursul ultimilor două milenii. Statele au fost, au dispărut, voievozii au fost, au dispărut, b-am avut fanareoți, b-am avut regimuri de ocupație. Biserica întotdeauna a stat ca un stâlp, ca un stejar, care nu s-a îndoit în fața tuturor răutăților abătute asupra neamului românesc. Și din acest motiv eu înțeleg un adevărat român, și acest lucru îl demonstrează foarte frumos Nae Ionescu, nu poate fi decât un fiu bun al Bisericii Ortodoxe.